Când organismului uman este foame, se mănâncă singur, face un proces de curățare, iar acesta începe prin a elimina toate celulele bolnave, cancerul și celulele îmbătrânite. Foamea menține organismul tânăr și luptă împotriva bolilor precum diabetul. În timpul foamei, organismul produce proteine speciale care sunt create doar în anumite condiții. Iar atunci când sunt făcute, organismul adună selectiv aceste proteine în jurul celulelor bolnave, canceroase sau moarte, le dizolvă și le restaurează și beneficiază organismul de nutrienți produși în urma acestui proces. Așa se face reciclarea în post. Oamenii de știință au realizat prin studii îndelungate specializate că procesul autofagiei necesită condiții neobișnuite care forțează organismul să facă acel proces. Aceste circunstanțe speciale includ o persoană care se abține de la mâncat și băut apă timp de 16 ore. Oamenii ar trebui să funcționeze normal în această perioadă. Acest proces ar trebui repetat de ceva timp pentru a obține curățarea maximă a organismului și nu pentru a reactiva celulele bolnave. Se recomandă repetarea procesului de foame și sete una sau două zile pe săptămână conform unui biolog japonez. Practic, postul intermitent de 16 ore îl super recomand. Nu costă nimic. Cina la ora 22 și apoi prânzul a doua zi la ora 14. Sar peste micul dejun și e foarte bun. Am simțit cum corpul se curăță. Nu mă îmbolnăvesc niciodată și mă simt minunat tot timpul. Postul de 40 de zile este pentru ființele de vibrație înaltă. În ziua 40 și nu numai, îți cureți trupul, îți cureți și sufletul de paraziți interdimensional și poți deschide al treilea ochi. Acest post este doar pentru învățătorii spirituali și ființele de vibrație înaltă. Nu este recomandat începătorilor. Relatează ziarul digital.ro.